Bună ziua! Respect normele urea cu asumarea porcilor la tăiere, cât ne mai lasă. Reprezint asumatorul electric. Butonul on-off. Lampă pentru prezență, tensiune și că jucărie e bună de lucru. Haideți să vedem în ce constă. Ce avem aici? Cablu de alimentare la 220. Cablu flexibil cu 3 ori 1 jumate, priză de pământ. Avem un transformator de separație alimentare la 220 cu 3 tensiuni pe ieșire, adică 24 de volți, care folosim la lampa de prezență tensiune, 48 de volți ieșire nefolosită și 110 volți ieșirea de lucru pentru asomare. Pe ieșirea de 110 volți avem cablu 2x075 și jucăria pentru asomare. Avem două tige de inox ascuțite bine de tot la vârf ca să intre în ceafa porcului. Ele sunt izolate, avem între comun și activ, avem 110 volți. Se poate face și altfel, mai artizanal. Am avut posibilitatea și cu ajutorul unui coleg am preferat această variantă mai puternică în eventualitatea unui tăuraș sau unui por mai mare să nu risc să rup vreunul din componente. Cam asta e toată. Bun, trebuie și porcul, bineînțeles. Asta e modelul pentru cei interesați. Foarte simplu. Am văzut că pe internet circulă la niște prețuri destul de mari jucăria asta, undeva la 300-400-450 de lei. Cu puțină implicare putem reduce costurile undeva la 150 de lei și manoperă proprie. Sănătate și șuncă din plin.